Da, și am scos aici să măsurăm una dintre ieșirile de la platbandă. Oricum este, sunt 4 ieșiri, 3 sunt în jurul casei și una este ieșită în camera tehnică, o să vă arăt imediat. Am întins cablurile, că momentan nu este curent să măsurăm cu celelalte metode, dar asta este cea mai precisă. I-am dat un test și mi-a ieșit 1,13. La două dintre mustăți o să se mai lege câte un țăruș de 2 metri, deci va ieși sub un om sigur, solul e destul de bun. Mai dăm un test. Da, 1,13, o salvăm. Așa, dar să vedem unde o salvăm mai exact. Da, o să o salvez aici, cred. Da, bun. Hai să vă arăt unde a ieșit celălalt capăt. Aici sunt niște tuburi scoase de acolo din afara casei. O să fie gen ceva perete aici și asta o să iasă în camera tehnică toate. Aici am băgat deja cablu. Asta e adus din Germania, NYY 5x16. Da? Pe lângă tuburi avem și o platbandă scoasă aici, la fel, care face parte din priza de pământ naturală. Și mai avem niște tuburi acolo, care vin din altă parte. Întotdeauna este bine la instalație să-ți gândești infrastructură bună dinainte, ca să nu ai probleme mai târziu. Să dai iar găuri, să faci, să desfaci, iar să faci. Na, cam atâta. Deci aici o să mai pună un țăruș. Și am înțeles că mai una pe partea asta, aici. Aici la fel o să mai vină un țăruș, iar în partea din față mai este una scoasă. Și anume asta de aici, care se va lega cu cea de acolo ce merge la blocul de măsură, unde v-am și arătat mai devreme. Momentan acolo am pus o organizare de șantier, până se va ridica casa la roșu, după care urmează să mutăm organizarea în interior și să conectăm cablul definitiv de alimentare în blocul de măsură, dar în casă o să rămână pe organizare până se face instalația electrică și se face punerea în funcțiune. Da, și cam atâta cu plimbarea de azi. Până una alta, ne vedem la filmulețul următor.